Gata? Ok. Bună ziua tuturor! La fel, un format live, ceva mai puțin obișnuit pentru mine, dar mă deprind câte o leacă, că nu-i prima oară. Am revenit în Republica Moldova după o serie de vizite care le-am avut în ultimele două săptămâni, după care vreau să vin cu un scurt așa raport în fața voastră, ce am realizat, ce am discutat și care este finalitatea acestor vizite și acestor deplasări. În primul rând vreau să încep cu deplasarea pe care am avut-o în Statele Unite ale Americii, deci în perioada 8-12 aprilie am fost la Washington și acolo am avut întâlniri pe mai multe dimensiuni. În primul rând vreau să menționez întâlnirii pe care le-am avut cu reprezentanții administrației din Statele Unite, Departamentul de Energie, Departamentul de Stat, vorbim de directorul pentru afaceri guvernamentale și politici, vorbim de Departamentul de Energie, Departamentul de Stat, USAID, care sunt principalele lucruri despre care am discutat și ce ne-am axat în esență. Una este că sigur că am povestit și am explicat care au fost realizările pe care le-am obținut în ultimii ani de diversificarea surselor și că noi nu mai putem fi șantajați, suntem flexibili și putem să ne asigurăm atât cu energie electrică cât și cu gaze din surse diferite, respectiv suntem într-o cu mult mai bună situație din punct de vedere a securității energetice. Și evident că am mulțumit Statelor Unite, poporului Statelor Unite pentru sprijinul pe care l-a acordat Republicii Moldova de acele 300 de milioane de dolari, care e un pachet de sprijin fără precedent pentru Republica Moldova, dintre care 80 de milioane deja au fost transferate și au contribuit la plata compensațiilor pentru facturi în anii precedenți, iar cele 220 de milioane care mai sunt, acum se transformă, deci se fac proiectele pentru a fi investite în infrastructura critică necesară pentru ca Republica Moldova să devină parte, componentă a pieței energetice a Uniunii Europene. Aici fac parte câteva proiecte, chiar pe 30 aprilie voi semna un memorandum de înțelegere cu doamna administrator asistent, deci vice-administrator a USAID, doamna Coleman, aici la Chișinău, pentru ca o parte din banii, din cei 220 de milioane, să meargă la finanțarea celei de-a treia linii de interconexiune cu România. Respectiv, din partea noastră va fi la Strășeni, din partea română, deci neoficial avem confirmarea unde va merge linie, dar nu vreau să anunț înainte de a anunța partea română. Și toate acestea le facem pentru ca să ajungem către anul 2029, deci înainte ca Republica Moldova să devină țară membră a Uniunii Europene efectiv, să ajungem să putem face parte din piața europeană comună de energie. Deci noi avem toate posibilitățile, toate șansele să ajungem partea pieței energetice comune a Uniunii Europene înainte de a deveni stat membru și orizontul de timp pe care ne-l planificăm, care considerăm că este realist, inclusiv datorită sprijinului partenerilor internaționali, este anul 2029. La fel, în Statele Unite am avut întâlniri cu mediul, spunem, sau cu instituțiile financiare internaționale, instituțiile financiare în special din Statele Unite, și aici mă refer atât la Exim Bank, care este banca care finanțează proiecte de export și import, deci proiecte comerciale pentru investitori din Statele Unite. Există disponibilitate de a finanța proiecte inclusiv în Republica Moldova. Există disponibilitatea, Bank of America este la fel o bancă comercială, mare parte, deci o bancă comercială din Statele Unite, care la fel vine cu un produs interesant, care dincolo de faptul că ar putea finanța proiecte, spunem, energetice în Republica Moldova, ei mai vin cu posibilitatea de a plasa Republica Moldova și proiectele investiționale în Republica Moldova pe piața financiară din SUA. Adică noi, ca și țară, să obținem în paralel cu faptul că se finanțează proiectul, dincolo de asta, să obținem un rating financiar ca și țară, să putem atrage bani de pe piața
financiară internațională, în special de pe piața americană. Bun, poate nu toți, care mă ascultă acum înțeleg ce înseamnă asta, dar în esență trebuie să vă spun că Republica Moldova până acum nu a avut experiența de a împrumuta bani de pe piețele internaționale. Deci noi întotdeauna am lucrat doar cu instituții financiare internaționale. Dar capacitatea de a împrumuta bani, inclusiv ca și țară, dar și pentru proiecte comerciale în Republica Moldova, este foarte important ca țara să aibă un rating. Și atât produsul ăsta pe care ne-l propun cei din SUA este nu doar despre finanțarea unui proiect concret, dar este despre obținere de către țară a acestui rating care va facilita atragerea de bani atât pentru proiecte individuale cât și pentru țară, pentru buget. La fel, m-am întâlnit cu companii din domeniul energetic și diferite companii. Deci m-am întâlnit și cu Asociația Producătorilor de Petrol și Gaze. M-am întâlnit cu companii care exportă, una din cele mai mari companii care exportă LNG. M-am întâlnit cu reprezentanții la General Electric. Cu fiecare am discutat despre, în esență, un singur lucru, să vină în regiune, să vină în Republica Moldova, să vină în regiune. Cu cei de la General Electric deja discutăm pe semnarea unui memorandum de colaborare în vederea participării lor aici la noi în acele innovation sandboxes, deci spații de testare a tehnologiilor inovative pe care legea noi deja am pregătit-o, noi deja am făcut proiectul de lege, acum urmează să-l trecem prin guvern, să-l transmitem în Parlament și sperăm ca în acest an deja să avem legislația necesară ca acele companii care au soluții inovative în domeniul energetic să poată veni să le testeze și să le fie convenabil să testeze aceste tehnologii în Republica Moldova. General Electric s-a arătat disponibilă, mai avem deja asemenea memorandumuri semnate cu alte companii, cu Schneider, spre exemplu, Electric, adică ne mișcăm în această direcție. Acum, companiile din domeniul LNG, le-am povestit despre ce am reușit până acum, despre faptul că noi deja am importat, am avut prima experiență de import de gaz comprimat, deci de LNG, din Statele Unite prin Grecia. Le-am povestit despre faptul că există un potențial enorm al rutei, acelui coridor vertical, așa numit, Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina, pentru a substitui acel model de business pe care anterior îl făcea Gazprom, care utiliza depozitele subterane din Ucraina pentru a le umplea vara, ca iarna să poată acoperi consumul maxim din Europa. Deci ei erau singurii, practic, care puteau repede crește livrările de gaze în Europa, pentru că, datorită în primul rând acestor depozite de stocare din vestul Ucrainei. Acest model de business acum devine disponibil sau devine posibil și pentru alți investitori și noi vrem să-i atragem în regiune, noi vrem să avem investitori strategici care au acces la gaz, la prețuri predictibile în Statele Unite și au să le, împreună cu colegii din alte țări, să le facem, să le facilităm accesul la această rută, ca ei să poată aduce predictibilitate și pe piața europeană. Dacă o să vă uitați ce s-a întâmplat pe piața europeană cu prețurile în ultimii ani, a fost volatilitate enormă și dacă o să comparați asta cu ce s-a întâmplat pe piața Statelor Unite, o să observați că în Statele Unite nu s-a resimțit deloc criza din Europa legată de, de gaze și de prețul gazelor. Pentru că acolo nu există acel risc politic și acele, spunem așa, constrângeri de infrastructură care au dus la faptul că după ce a dispărut Gazpromul din piața sau s-a redus dramatic rolul Gazpromului pe piața europeană, să creeze aceste șocuri de prețuri. La fel, și asta probabil că cu asta vreau să închei în privința vizitei. Apropo, din instituțiile financiare, la fel ne-am întâlnit cu DFC, deci Corporația de Dezvoltare, deci Financiară de Dezvoltare, sau cum să o numesc mai corect tradusă, DFC, care oferă niște produse specifice care sunt foarte utile pentru Republica Moldova legate de asigurarea riscurilor politice.
Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că proiectele investiționale, în special în energie regenerabilă din Republica Moldova, care ar putea beneficia de o asemenea asigurare din partea DFC, ar avea o rată a dobânzii mai joasă de finanțare și asta ar însemna că investitorii vor putea licita la aceste licitații pentru energie regenerabilă pe care noi le declanșăm în săptămânile următoare, vor putea veni cu un preț mai jos pentru consumatori. Asta ne dorim, ca atunci când consumatorii aud în Republica Moldova despre energie verde, despre parcuri eoliene, despre energie solară, să se bucure că asta vine și la un preț accesibil, la un preț decent. Nu este nevoie de subvenții careva enorme pentru ca aceste proiecte să se întâmple. Iar pentru ca prețul să fie bun, trebuie și o finanțare la costuri decente. Și aici corporația DFC ar putea avea un rol foarte important pentru a reduce costurile, rata dobânzii pentru finanțare, respectiv costul energiei pentru consumatori. Cam asta e în privința vizitelor de business. Cel mai important, probabil că aș vrea să menționez că am discutat pe dimensiunea politică, am discutat în Congresul Statelor Unite cu congresmani, am discutat chiar și cu doamna senator Tammy Duckworth. Vreau să vă spun, concluzia mea, cel puțin personal, este că nu există la moment o disensiune între cele două partide principale din Statele Unite, Partidul Republican și Partidul Democrat, cu privire la necesitatea sprijinului pentru regiunea noastră și sprijinului pentru Ucraina. Chiar dacă există, da, disensiuni pe alte subiecte care țin de politica internă mai curând a Statelor Unite și aceste lucruri tărăgânează acordarea sprijinului pentru Ucraina, în esență, între administrația sau între Partidul Republican și Partidul Democrat, nu există o divergență cu privire la importanța regiunii noastre, deci toată lumea consideră că regiunea noastră este o regiune prioritară, care necesită sprijinul SUA și toată lumea este de acord că acest sprijin trebuie oferit. Deja cum negociază pe intern legat de alte subiecte și că asta tărăgânează decizia, este o altă particularitate a procesului politic din SUA, dar este important să înțelegem că pentru, indiferent de partidul de guvernare, Republica Moldova, regiunea Europei de Sud-Est, regiunea Europei de Est, va fi o regiune care se va bucura de interesul sporit și de sprijinul necondiționat al celor din Statele Unite. Așa, acum să trec la următoarea vizită, pentru că asta a fost o vizită de o săptămână și în Washington și de asta poate și mai mult am discutat. După aia, săptămâna trecută, am fost o zi jumătate la Bruxelles și am participat la reuniunea informală a miniștrilor de energie din Uniunea Europeană. Și vreau să vă spun că este un exercițiu pentru prima dată în Republica Moldova, pentru prima dată pentru noi ca țară, cel puțin pe dimensiunea energetică, pentru că este un proces care vizează coordonarea pozițiilor și negocierile, practic, propriu-zise, între miniștrii de energie din țările Uniunii Europene, atunci când își definesc anumite poziții, inclusiv când se elaborează anumite directive, este un proces de discuții prealabil. Și atât aceste consultări informale, la aceste consultări informale a miniștrilor de energie din țările Uniunii Europene, am fost invitați și noi, pentru prima oară, ca Republica Moldova, să participe la acest proces, să învețe cum asta se întâmplă și să încercăm și noi cumva să ne apropiem, să ne aliniem, să înțelegem cum funcționează aceste mecanisme. Pentru mine personal a fost extrem de important să înțeleg cum are loc, cum să nasc aceste directive, cum să nasc aceste regulamente ale Uniunii Europene care ulterior devin obligatorii. Și vreau să mulțumesc în mod special președinției, deci Belgiei, care deține președinția Uniunii Europene la moment, pentru faptul că ne-a invitat. Vreau să vă spun că pe marginea acestei reuniuni informale am reușit să discut și cu reprezentanții Ungariei, care vor deține președinția
după, deci următoarea jumătate de an, după iunie 2024, și am din partea lor confirmarea interesului și confirmarea intenției de a ne invita și pe parcursul președinției lor la aceste formate. Deci, pentru că, în esență, aceste formate sunt pentru țările Uniunii Europene, deci nu sunt pentru țările candidate. Dar pentru noi este un format foarte util, este foarte bine să participăm și să învățăm, și atunci invitația asta poate veni doar, spunem, este opțională și poate veni doar la buna, spunem așa, dispoziție a, sau discreție a președinții. Respectiv, am discutat cu cei din Ungaria și am primit, spunem, le-am mulțumit pentru disponibilitatea lor de a ne ține în continuu conectați la acest proces, ca să participăm și ulterior. Am menționat în cadrul acestei ședințe, și asta a fost, spunem așa, cumva remarcat și de alți colegi din alte țări, despre o, cumva, nu pot să-i spun inconsistență, dar o lacună în ceea ce tot ce ține de finanțarea proiectelor de infrastructură de gaze. Toată lumea înțelege, pe de o parte, cât de important a fost și pentru Republica Moldova și pentru regiunea noastră integral operaționalizarea și funcționarea acestui coridor vertical de gaze, deci din Grecia, cum am spus, Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina, ce rol important a avut pentru asigurarea securității regiunii cu gaze, ce rol important a avut pentru țările care au vrut să își diversifice, deci să plece de la importul de gaze din Federația Rusă. Totodată, regulile de finanțare a infrastructurii de gaze din Uniunea Europeană presupun că ele sunt eligibile pentru finanțare doar dacă este demonstrată cumva o componentă de neutralitate climatică, de hidrogen, cum ar fi, dacă la modul mai practic. Iar în această zonă, acest coridor vertical are un potențial enorm de creșterea volumelor de gaze transportate, așa cum am spus, dacă noi vrem să substituim modelul de business care l-avea anterior Gazpromul, legat de depozitele de gaze din Ucraina de Vest, și să permitem același lucru să-l facă traderii europeni sau americani sau, nu știu, arabi, să cumva echilibrăm prețurile și să stabilizăm prețurile pe piața europeană, noi trebuie să creștem volumele de gaz pe care le putem pompa în vară înspre depozitele din Ucraina pe această rută. Și atunci toată lumea realizează că în principiu este un proiect foarte necesar, dar regulile formale legate de, spunem așa, hidrogen și de necesitatea demonstrării unei componente de hidrogen, cumva împiedică finanțarea unor asemenea proiecte. Am ridicat acest subiect și sper ca pe viitor regulile de finanțare și de alocare a finanțării pentru proiecte cumva să fie diversificate și cumva să fie nuanțate, reieșind din prioritizarea și necesitatea acestor proiecte care nu vizează doar Republica Moldova sau doar Ucraina, asta vizează întreaga regiune. Din țările balcanice la țările Europei Centrale, care eventual ar putea beneficia de acest gaz în perioada de iarnă, dacă el va fi în depozitele din Ucraina încărcat în perioada de vară. La fel, la Bruxelles m-am întâlnit cu un secretar de stat de la Ministerul Energiei din Norvegia. Noi acum, Norvegia ne-a sprijinit deja și ne sprijină în continuare, inclusiv cu finanțări de tip grant pentru Republica Moldova. În curând va avea loc, deci acum recent a fost anunțat deja un nou pachet de sprijin, în curând va avea loc vizita oficială la nivelul cel mai înalt, deci doamna președinte a Republicii Moldova va pleca în Norvegia și acolo vor fi anunțate noi pachete de finanțare pentru Republica Moldova din partea Norvegiei, iar acum se duce lucrul de pregătire. Doamna secretar de stat Carolina Novak a fost în Norvegia, eu m-am întâlnit cu doamna secretar de stat din Norvegia în Bruxelles și pregătim acest pachet de sprijin al Norvegiei pentru Republica Moldova, care nu vizează doar sectorul energetic, dar unde sectorul energetic este, spunem, în centrul atenției. După
ce am finalizat în Bruxelles, am plecat la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, unde a avut loc reuniunea Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, IRENA, o reuniune care întrunește țări, toate, deci majoritatea țărilor de pe glob, care și-au propus să, spunem, substitui sau să asigure trecerea la energie verde într-un ritm accelerat, astfel încât să prevenim încălzirea globală. Deci, acolo câteva elemente importante. Una că am încercat să susținem candidatura Ucrainei pentru președinția, deținerea președinției organizației IRENA. Din păcate nu s-a reușit, dar sperăm că totuși se vor găsi soluții mai departe. Doi, am vorbit despre, am reconfirmat ceea ce noi deja am semnat în cadrul COP28, deci evenimentului de în cadrul platformei ONU pentru schimbări climatice de anul trecut, când noi am semnat, spunem, de rând cu, cu alte 118 țări, am semnat un angajament privind triplarea volumului de energie regenerabilă sau capacității energiei regenerabile instalate și dublarea ritmurilor de sporire a eficienței energetice. Asta este în totalitate aliniat cu ceea ce facem noi, cu ceea ce ne propunem noi și de asta n-am putut să nu susținem asta. Am avut discuții cu domnul director general al IRENA, domnul Francesco La Camera, cu care am discutat atât despre zona de sprijin pe politici a Republicii Moldova. IRENA este o organizație care periodic face rapoarte de evaluarea țării, nivelul de pregătire a țării pentru implementarea energiei regenerabile, dar, dincolo de asta, IRENA oferă și sprijin pentru proiecte investiționale, inclusiv finanțări, poți aplica la finanțări pentru anumit tip de finanțări pentru proiecte de energie regenerabilă. Și am discutat cu dumnealui dacă cei care pot, care vor să participe la, spunem, licitațiile pe energie regenerabilă de la noi, care noi le anunțăm în următoarele săptămâni, ar putea aplica și ar putea beneficia de acest sprijin. Exact așa cum a fost și în SUA cu Corporația de Dezvoltare Financiară, fix așa și la IRENA, ei s-au arătat disponibili, da, sunt anumite condiții pentru acordarea acestei finanțări, dar ei s-au arătat disponibili pentru a sprijini inclusiv investitorii din Republica Moldova, care ceea ce ar permite, iarăși, din nou, s-ar traduce în reducerea costurilor energiei regenerabile și facturi, deci care, această energie să fie la costuri care și le pot permite cetățenii Republicii Moldova. În rest, am mai făcut cunoștință cu organizații, deci este vorba de Alianța Globală pentru Economia Verde. Noi am fost invitați să aderăm la această organizație, am vorbit cu președintele organizației, dar la moment suntem prinși în, spunem, procesul de integrare europeană cu alinierea legislației noastre și alinierea tuturor mecanismelor noastre la legislația europeană și am discutat cu reprezentanții Uniunii Europene, cu doamna comisar Simpson, care tot era la eveniment, cu doamna șefa Direcției Generale Energiei, doamna Dita Juul-Jorgensen. Și odată ce instituțiile europene își vor face o poziție vis-a-vis de participarea în funcționarea, în lucrările acestei organizații, sigur că și noi cumva ne vom alinia, pentru că nu vrem să ne dispersăm cumva forțele. Avem oameni limitați, avem o agendă foarte încărcată și sigur că noi vrem să participăm la orice ne ajută și ne sprijină în obiectivul nostru principal, aderarea la Uniunea Europeană. Iar pentru sectorul energetic, așa cum am spus, eu cred că noi vom deveni parte a pieței energetice a Uniunii Europene încă înainte de a deveni stat membru. Cam astea au fost noutățile sau rezultatele vizitelor în cele trei țări.
Deja sper că dacă o să fie întrebări la comentarii la, și comentarii la live, vom răspunde la ele. Vă mulțumesc frumos!